aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Începe rațiunea zilei începând. E bine, sunt în grafic. Începând din acest moment. Cătălin, bine ai venit. Salutare, bine te-am găsit. Vii cu vești bune sau mai puțin bune? Nici eu nu știu cum să le numesc. Mi-e teamă că asistăm la un fel de degringoladă a autorităților din România la atacuri și acuzații reciproce, la o lipsă de organizare, dar și la momente în care este clar că a încetat colaborarea dintre ele. E un moment extrem de complicat și mă refer aici la pandemie și la tot ceea ce se întâmplă zilele. Nu că nu ți-am dat dreptate, dar ia să auzim despre ce e vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi au apărut în presă mai multe documente care arată următoarele lucruri. Că INSP-ul, de exemplu, cere carantinarea zonei Bucureștiului, adică orașul București și județul Ilfov, din cauza numeroaselor cazuri de infectare cu coronavirus. Știți că sunt localități în preajma Bucureștiului care ating și cote de 20, dacă nu mai bine, 23 de infectări la 1000 de locuitori. Sunt niște cote uriașe. Aceste lucruri au fost puse în vederea politicienilor din România. Premierul Câțu a respins o carantinare și a spus că aceasta nu se va face, dar în schimb domnul Câțu a venit cu o idee despre care eu nu, adică nu știu cum poate fi aplicată și chiar e desperiat așa. Florin Câțu anunță că vrea să impună certificat verde pentru orice activitate economică din Ilfov și București. Ce înseamnă asta? Că a fost întrebat, domnule prim-ministru, asta înseamnă că se merge la magazin cu certificat din ăla verde? Uh-huh. Adică asta aveți în vedere? Și zice în felul următor, aș merge pe ideea de a folosi certificatul verde și în magazine. La ce magazine vă referiți? Aici a rămas cu semnul întrebării. Adică vreți să ne spuneți că nu o să poți să mergi la supermarket să-ți iei mâncare dacă ești nevaccinat? El mai spune așa. Și anul trecut a fost luat în calcul carantinarea în București și Ilfov și nu a funcționat. Luăm în calcul alte măsuri de a cere, impune certificatul verde pentru activitățile economice. Dacă vrem să avem economia deschisă, ar ajuta foarte mult. Nu s-a discutat dacă să reducem numărul orelor de funcționare. Avea un certificat pentru orice activitate economică. Este important, ne gândim la acest lucru. Nu știu cum ar putea să funcționeze. Adică oamenii care nu sunt vaccinați, de unde mănâncă? Păi e un fel de vaccinare obligatorie, spus altfel. Da. Ceva de genul. Numai că, vedeți, asta este retorică, în sensul că vorbim. Pentru că domnul Câțu nu are nicio putere să facă un astfel de lucru și singur o recunoaște. Domnule, dacă ar fi să fie așa ceva, asta trebuie să ajungă în Parlament, să fie votată de Parlament. Bun, deci e o idee a domnului Câțu care o să ajungă sau nu în Parlament, dacă ea să constituie într-un fel de document. Și dacă Parlamentul, prin procedurile sale, o să ia vreo măsură, ajungem și la chestia asta. Mă întreb dacă se mai aplică treaba asta în altă țară din Europa. Știu că în Italia, parcă nu mai ai voie să te duci la muncă fără certificatul ăsta. Statele au măsuri diverse și unele au impus lucruri mai apăsate decât altele, dar e adevărat că problema nu mai e atât de mare câtă vreme au rate de vaccinare de 70-80%. Uh-huh. Da? Și în multe părți restricțiile de genul acesta încep să se ridice chiar dacă au funcționat o vreme. Pe de altă parte, mai avem o cerere a DSP Ilfov care a zis, băi, ar fi bine să se închidă școlile. Și a fost dată la o parte de ministrul Câmpeanu și a zis, nu, își depășesc atribuțiile. Păi asta e atribuția DSP-ului, să zic că atunci când e bine și când nu e bine. Decizia politică e în partea aialaltă. Și pentru că domnul Câțu, după cum spuneam, nu are puterile pentru totul fiind un guvern demis,
Avem un proiect de lege pe care guvernul ar fi trebuit să inițieze, dar nu mai poate, așa că se duce pe persoană fizică. Un proiect de lege cu vaccinarea obligatorie a unor categorii profesionale, depus în Parlament, proiectul ăsta de lege. Și ăsta e chiar un test pentru Parlament în momentul ăsta, că vom vedea, s-a ajuns acolo cu decizia, nu se mai poate spune că Arafat, că Câțu, Iohannis, puterea, nu știu ce, ci e un test pentru Parlamentul României. Hai să vedem cum votați. Pentru că acum vom ști exact care e treaba. Acest proiect de lege există, este depus, ar trebui să treacă în procedură de urgență. Sunt curios cine susține, cine votează și cum o să se iasă din chestiunea asta. Astfel încât, atenție, că am văzut șmecheriile toate din Parlament, nu mai aveți ce să inventați, astfel încât să fie făcut și constituțional. Uh-huh. Da? Pentru că e foarte interesant că politicianul român știe să se joace de responsabilitatea. Mamă, facem un proiect de lege și pe aia îl trântește Curtea Constituțională și toată lumea să fie ușurată. Și zice, noi? Noi am adoptat, domnule, Navru Dorneanu. Mulțumesc, Cătălin. O să urmărim, evident, subiectul. Te așteptăm mâine la Deșteptarea României. Vine primarul Nicuș Ordan. Așa este. Avem promisiunea și înțelegerea și confirmarea că Nicuș Ordan vine mâine și eu aștept cu mare interes această ediție. Cred că va fi una dintre cele mai urmărite din... De când a început programul? Păi pregătim lista, nu? Începem deja să scriem. Da, da, am și eu lista mea și ascultătorii să aibă lista lor, dar trebuie să recunoaștem că prezența primarului din cel mai mare oraș al României într-o astfel de emisiune, care nu e numai cu miere și lapte, e un act de curaj, dar și de comunicare absolut normală într-o societate firească. Nici covor roșu nu avem. Putem să punem unul dacă e, asta e ultima problemă. Te ascultăm mâine, o ediție cât se poate de interesantă, Deșteptarea României. Mulțumesc, Cătălin, zi frumoasă. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.